Hei, salut, eu sunt Beni și bine v-am regăsit la un nou tutorial de programare și da, știu că vi se pare ciudat că încep întâi în Paint, dar o să încep cu o schemă pentru că vreau să vă fac să înțelegeți și după aia o să citim codul, o să o luăm încet și de la început ca să pricepeți. Deci, după cum spune și titlul și thumbnail-ul, în acest video o să vă arăt cum să determinați dacă un număr este prim printr-un algoritm în C++ varianta CodeBlocks. Întâi de toate să stabilim ce este un număr prim. Un număr prim este numărul care se împarte la el însuși și la 1, de exemplu 5. Mă scuzați că se vede așa, dar mouse-ul meu și mousepad-ul sunt destul de proastă calitate. Divizorii lui 5 sunt 1 și 5, da? Bun. Dacă luăm 4, divizorii lui 4 sunt 1, 2 și 4. Dacă numărul nostru are ca singur divizor 1 și el însuși, atunci este prim. Dacă mai are cel puțin un divizor în plus, în cazul lui 4, 2, acel număr nu este prim. Să spunem că ăsta este numărul. Cel mai mare divizor în afară de el însuși este maxim până la jumătate. Pe noi nu ne interesează cazul în care el se împarte într-unul singur sau dacă e 5 în 5 părți egale. Nu, deci noi vrem să știm dacă este încă unul în plus. Următorul după el însuși, cel mai mare, este jumătatea. Asta înseamnă că restul divizorilor până la ultimul, adică 1, o să fie în intervalul ăsta, între jumătate și 0. Prin urmare, vom lua fiecare număr începând de la 2, pentru că orice număr se împarte la 1, și vom merge până la jumătate. Dacă în intervalul acesta vom mai găsi încă un divizor, atunci numărul nostru nu este nul. Vom folosi deci un for, care efectiv o să ne numere de la i egal cu 2 până la n supra 2, adică mijlocul numărului. Dacă aruncăm o privire peste cod, observăm că am scris același lucru aici. După ce în această secvență de cod am cerut numărul și l-am citit, acest for pur și simplu număr. Noi ne folosim de aceste operații de aici. Începând de la 2, după cum am spus, de ce de la 2 și nu de la 1? Pentru că orice număr se împarte la 1 și noi nu vrem decât să aflăm dacă mai este alt divizor în afară de însuși numărul și 1. O să parcurgem până la n împărțit la 2, adică mijlocul numărului. Și aici incrementarea contorului. Partea importantă, dacă n, care e numărul nostru, se împarte întreg la i, care o să ia pe rând valorile de la 2 până la mijlocul numărului, atunci o să modificăm acest ok, o valoare auxiliară, în 1. L-am declarat inițial 0. Aici, în paranteză, ce vedeți, înseamnă efectiv dacă i se împarte exact la n. Dacă vreau să spunem dacă i nu se împarte exact la n, puneam așa. Dar noi vrem să spunem dacă i se împarte exact la n, ăsta este restul împărțirii. Dacă restul împărțirii lui i la n este 0, atunci înseamnă că se împarte exact. Dacă 4 se împarte la 2 exact, cu restul 0, atunci 2 este divizorul lui 4. Pe noi nu ne interesează de câte ori se întâmplă asta, de câte ori găsim un număr care este divizorul lui n. Pe noi ne interesează dacă se întâmplă măcar o dată. Dacă ok-ul ăsta a fost modificat din valoarea inițială 0 în 1, atunci putem să decidem foarte clar și simplu dacă numărul este prim. Dacă ok, valoarea inițială a rămas egală cu 0, a rămas la fel cum era la început, atunci numărul este prim, pentru că în intervalul acesta 2, în mijlocul numărului, nu a fost găsit vreun divizor. Dacă numărul totuși a fost modificat, cel puțin odată, numărul nostru nu mai este prim. O să dăm un run, numărul este 5. Numărul 5 este prim. Bun. O să-l mai testăm o dată și cu un număr par. Să spunem 6. Numărul 6 nu este prim. După cum putem observa, algoritmul funcționează. Eu spun că mai bine de atât nu știu dacă pot explica. Dacă tot n-ați înțeles, mai uitați-vă o dată la clip și luați frumos cu pauză și încercați să gândiți și să procesați, pentru că este mai important să înțelegeți decât să știți să scrieți codul. Dacă ești pentru prima dată pe canalul meu, te rog să arunci o privire peste ce mai fac eu în general, să lași un like dacă ți-a plăcut, poți să te abonezi pentru viitoarele clipuri, nu primesc absolut nimic pentru că faci asta, este absolut gratis. Am fost Beni sau Benji și dacă totul bine, sper să ne auzim curând. Salut!